Fiecare an, Societatea de Neuropatie Diabetică marchează în luna octombrie Săptămâna Neuropatiei Diabetice, cu scopul de a îmbunătăți îngrijirea persoanelor cu neuropatie diabetică și picior diabetic. În 2017, Săptămâna Neuropatiei Diabetice se află la cea de-a cincea ediție și se dorește a fi un amplu proiect de educație medicală axat pe diagnosticul precoce al neuropatiei diabetice și a piciorului diabetic, în vederea asigurării unui management eficient al acestor probleme în cadrul echipei multidisciplinare. În contextul acestui eveniment, în perioada 4-27 octombrie 2017, se vor desfășura în 21 de orașe din țară o serie de simpozioane la care sunt așteptați să participe peste 1200 de specialiști. Proiectul urmărește implicarea accentuată a medicilor de familie în identificarea primelor semne ale neuropatiei diabetice și ale piciorului diabetic și în prevenirea apariției complicațiilor. În București, simpozionul s-a desfășurat în data de 11 octombrie și a reunit aproape 100 de participanți. Neuropatia diabetică este o problemă extrem de importantă legată de prezența ei într-o proporție foarte mare. 66% din pacienții cu diabet zaharat prezintă și neuropatie diabetică. Datorită acestui număr foarte mare de pacienți cu neuropatie, Societatea Neurodiab a inițiat această Săptămână a Neuropatiei Diabetice, care se desfășoară întotdeauna luna octombrie. Și în acest an avem numeroase evenimente în care se abordează piciorul diabetic și pacientul cu neuropatie diabetică în contextul abordării sale din punct de vedere multidisciplinar. Eu cred că este cea mai importantă prezența medicului de familie în această echipă multidisciplinară, pentru că de foarte multe ori pacientul ajunge, chiar dacă are diabet zaharat, deci dacă este diagnosticat deja cu diabet zaharat, primul contact îl are cu medicul de familie. Ori un diagnostic de picior diabetic prin inspecția piciorului, prin palparea pulsului, prin efectuarea testelor de neuropatie, deja poate stabili un diagnostic precoce al neuropatiei și atunci acest pacient poate fi mai clar orientat către neurolog, către chirurgul vascular sau către medicul dermatolog, ortoped și așa mai departe. Este foarte important ca în cadrul acestei săptămâni a neuropatiei diabetice să realizăm ceea ce ne dorim și anume un management multidisciplinar al pacientului cu neuropatie diabetică, pentru că scopul nostru în cadrul acestei echipe multidisciplinare nu este decât creșterea calității vieții acestor pacienți. Este o inițiativă a Societății Române de Neuropatie Diabetice care devine tradițională, se desfășoară anual în aceeași perioadă calendaristică în multe din orașe din țară, deci este un simultan, să spunem, acordat în toată țara, un mijloc foarte important prin care putem să ajungem mult mai ușor la pacienți și în care pacienții pot să beneficieze de un ajutor consistent și coerent foarte bine, este prin medicul de familie. Ori noi, prin aceste manifestări anuale, încercăm să ne apropiem de ei și că încercăm, reușim în ultimul timp, credem că parcă sesizăm o îmbunătățire a situației acestor pacienți. Ei necesită tratamente și monitorizare quasi permanentă și de lungă durată, iar medicul de familie are această posibilitate și capacitate și medicii noștri din România fac acest lucru. Evident că an de an sunt noutăți în tratament, sunt noutăți în diagnosticul neuropatiei diabetice, al bolii vasculare diabetice, noutăți în, din punctul meu de vedere al chirurgului, noutăți în tratamentul infecțiilor, în tratamentul ulceraților și a leziunilor pacienților diabetici, noutăți pe care ținem să le împărtășim celor care vin să asiste la aceste prezentări în cadrul Săptămânii Neuropatiei Diabetice, fie și din punctul de vedere al creșterii importanței și implicării acestor specialiști în tratamentul piciorului diabetic. Medicul de familie ar trebui să aibă un rol absolut egal cu chirurgul, diabetologul, chirurgul vascular, ortopedul, pentru că
acolo, la nivelul îngrijirii primare, la nivelul cabinetului de medicină de familie sau medicină generală, ar trebui să se facă diagnosticarea leziunilor incipiente, să se facă educația pacienților, să se tragă un semnal de alarmă pentru posibilitatea dezvoltării unor complicații serioase care să ducă, așa cum ați văzut, în final la amputații majore și chiar la pierderea vieții acestor pacienți. Neuropatia diabetică și piciorul diabetic necesită o abordare multidisciplinară, motiv pentru care îndemnul din acest an lansat cu prilejul săptămânii neuropatiei diabetice este acela de colaborare, astfel încât pacientul să beneficieze de cea mai bună îngrijire și de o îmbunătățire a calității vieții. Mesajul Societății Române de Neuropatie Diabetică este unul singur: să ne implicăm cu toții în îngrijirea pacientului cu neuropatie diabetică în scopul reducerii riscului de amputație și a creșterii calității vieților. Să fim mult mai atenți la toți pacienții cu diabet din toate punctele de vedere, al complicațiilor pe care le fac acești pacienți, al tratamentelor pe care le folosim la pacienții diabetici și al interrelaționării cu specialitățile înrudite pentru a face ca acestor pacienți să le meargă mai bine. Este momentul de implicare. Există posibilitatea și există oportunitatea implicării în echipele multidisciplinare care se ocupă de piciorul diabetic.